care au avut astfel de experiențe și vorbesc, lucrurile astea vă pot deschide ochii cu privire la chestiuni pe care trebuie să le urmați. Așadar, vedeți care e treaba cu părinții și încercați să comunicați foarte bine cu ei. Eu insist spunând că, în primul rând, avem nevoie de o școală pentru părinții în România. Părinții trebuie trimiși la școală pentru că foarte mulți dintre ei nu înțeleg nimic. Nu, merge acolo pentru că... Câți dintre voi, sincer, acum cu mâini ridicate, ca să vedem cât de epic eșuează părinții în ziua de azi, câți dintre voi au mers la liceu la un anumit profil pentru că au vrut părinții? Haide, curaj! Iaud, așa tat! Bravo! Ăștia-s părinții care sunt pe cale să eșueze și habar n-au că vor eșua. Și habar n-au că lucrurile astea vor fi cele care le vor aduce amărăciune în zilele de la bătrânețe. Din păcate. Deci încercați să discutați cu părinții foarte deschis, să-i aduceți la masa negocierilor, pentru că foarte mulți dintre ei nu vor să discute, și să încercați să găsiți o cale pentru viitor. Apoi, foarte important în această viață, și asta ar fi a treia chestie, dacă vreți, este să vă găsiți pasiunea, lucru pentru care ardeți pur și simplu, și să fiți dispuși să faceți tot ce e nevoie pentru a realiza, adică să puneți atâta muncă, da, cât trebuie ca să realizați chestia aia pentru care aveți foarte multă pasiune. Este o tipă, Angela Duckworth o cheamă, a scris cartea Grit. E tradusă și la noi, e foarte interesant, o puteți citi, e foarte ușoară cartea. Vorbește despre forța pasiunii și a perseverenței. E foarte, foarte important, odată ce v-ați găsit pasiunea, să știți ce pași trebuie să faceți pentru a ajunge extraordinari la acea chestiune. Găsiți-o și o să vedeți că puteți muta munții în numele acelei pasiuni. Dar e foarte important să o găsiți încercând tot felul de lucruri. Merg la teatru, merg la debate, merg la cercul de matematică, merg la... Uite, cei de vârsta mea au fost, sigur, o dată la cercul de aeromodelism. Dar doar o dată. Nimeni n-a fost... Eu nu cunosc pe nimeni care a fost și a doua oară. Dar e o încercare, da? Deci orice, lucrurile astea sunt peste tot. Mergeți, vedeți, bă, mă face lucrul ăsta fericit. De acolo veți putea ajunge într-un alt loc la care nu v-ați fi gândit prima dată. Și luați aceste... Să știți că va fi o mare problemă pentru voi. Foarte, foarte mare. Pentru că 80% dintre joburi, în momentul când voi veți ajunge să aplicați pentru ele, vor fi ocupate cu niște mașini. Și l-ați citit pe Harari? Ăștia mai mari, clasa a 12-a. Ați auzit de Harari? Da? Bravo! Sapiens, Homo Deus. Homo Deus e foarte interesant din punctul ăsta de vedere, pentru că vă ofer așa o imagine, chiar dacă Harari nu e un tip foarte științific, e mai mult un lăutar, așa? Cum e și Gladwell, care a scris Excepționalii, la fel o carte interesantă, vă recomand. Ca să vă dați seama ce se va căuta peste 20 de ani. Dar să nu alegeți ceva pentru că se va căuta, și să alegeți ceva din ce se va căuta, dar vă place foarte, foarte mult. În momentul ăla veți fi liberi. Să vă spun un secret, eu nu fac absolut nimic dacă nu-mi place. Am ajuns la gradul ăsta de aroganță incredibil. Da. Deci dacă nu-mi place, când, uite, când m-a sunat Florina să-mi spună dacă vin aici la conferință, am zis că vin. Dar am avut pentru astăzi, nu știu, cred că 15 invitații la 15 conferințe. Dar aici mi-a plăcut anul trecut. Și când am auzit că e cu copii, am zis, a, vin aici. Aveam unele inclusiv pe bani. Le-am refuzat. Nu-mi dați bani, nu? Că am venit aici. Nu. Nu se dă. Da. Nu se dă nimic. Ok. Și mai vreau să vă spun așa, ca să vă rămână vouă în minte, ia mă, s-a dat cu ceva pe asta sau? Aaa, iată, stai mă aici. Fiți atenți. Vă arăt o chestie pe care nici părinții voștri nu știu și aș vrea să mergeți acasă, bă, să nu primesc telefoane de amenințare de la părinții.
și să-i puneți pe părinți să-și facă ceea ce putem numi așa foarte simplu, o fișă fiscală. Ați auzit de o fișă fiscală? Intuiți ce? Da? Bun. Foarte bine. E, și vreau să vă spun că avem așa. Eu sunt stângaci, scriu execrabil. Mi-a plăcut întotdeauna să fac chestii de-astea. N-am absolut niciun fel de chemare, n-am, nici sunt... Deci o să mă înțelegeți. Așa. Am pus un V acolo de la venituri. Pun un C aici de la cheltuieli, da? Toată lumea vede? Active. Nu vă mai întreb să vă câți au adormit, că nu dau seama cum se răspunde din sală așa, da? Venituri, cheltuieli, active și pasive. E cea mai simplă schemă posibilă pe care ar trebui să o aveți în cap de azi până când veți ajunge milionari. Am și eu pretenția, dacă reușesc să deschid cuiva capul în asemenea măsură astăzi și peste 20 de ani ajunge milionar, să mă sune și pe mine. Să-mi zică, știți, am fost la conferința aia de la Bacău și m-ați inspirat și am reușit treaba asta și aș vrea să vă trimit undeva 100.000 de euro. Ca să, o să scriu și jos aici banul, faceți o poză, nu o să-l schimb bună, da? Ok. Venituri. Aici la venituri, fraților, intră ce? Salariu. Deci ce, pentru ce muncesc părinții voștri? Are cineva dintre voi, deci nu mă refer la părinți, dar cineva din sala are vreun venit? Ia zi. Tu? Câți ani ai? Ai terminat clasa 12? Bravo. Și ai ce salariu? Confidențial. Dă-i mă microfon. Ba, ai un venit, da? Mai, mersi. Păi da, trecem acolo la treabă, da? Bun. Venitul lui intră aici. Să zicem... 500 de euro? E, l-am ghicit. Am zis fix pe, da? 2000. M-am uitat la fața lui, am zis, i-aș da 500 de euro. E ok. Vedeți nasul? Iei banii ăștia ad la bancă? În mână, bravo, bun. Mai faci și freelancing. Alți bani. Treaba ta, ok, bun, senzațional. 2250 din asta plus ceva freelancing. Mai punem 500 de lei? 500 de euro. Încă 2200. Tu ce cauți mai aici? Încă 2250. Vă spun eu ce face. Bani. Este? Nu? Voluntariat. Bravo. Foarte bine. Încă 2250. Vezi că sunt deja fetele atente. Cum? În lunile de vară. Da, frate, în lunile de vară. Deci omul are, iată, ajunge în lunile de vară, căutați-l vara când vreți să ieșiți la un suc, da? 07, cât numărul? Bun, așa. Și omul ăsta face vara, clasa 12-a cu tare, cum sunteți pe acolo, ia uite. Mult. Cât fac 2250 cu 2250? Bă, 1000 de euro. 1000 de euro. Aduce om, da? Ce faci cu banii ăștia? Ia-mă microfon. Dați-mă pe ăsta să pricep. Așa. Nu cântă, microfonul. De ce? Așa. Păi, o parte din banii le investesc în aparatură. Ok. O parte din banii încerc să-mi ajut mama. Ok. Pentru cheltuielile, pentru că da. La 18 ani a băgat banii în mine, acum încerc să da. Întorc acei bani. Ok. De restul mă distrez. Și cu restul te distrez. Bă, bravo! Senzațional! Cum te cheamă? Cosmin. Cosmin, cu S. Cosmin, bară jos, PHY, dați-mi follow pe Instagram. Ce faci? Valoarea acolo. Cosmin e foarte șmecher. La clasa 12-a el produce de realitate bani, lucrează în lunile de vară, se distrează. Apropo, băi, obligatoriu, da? Până când ajungeți